Acum și Margaret, dar depinde de cum se vezi următorul, cum se trebuie să lucrezi. Aici, anul acesta este un sezon foarte bun pentru Antalya. Adică nu numai pentru turiști români vine, din toate din lume, foarte mult vine. Aici, adevărat, foarte multe avioane care intră cu România către Antalya sau Bodrum și mai departe, dar aici trebuie o strategie care noi am luat cu Nituru. Noi avem asigurat cu, la hotelurile cu camerele. Adică, acum, turiștii români care sunt cu alege cu hotelurile, care preferat hotelurile ei, noi din stat din iarnă, noi deja am luat cu camerele aia, sunt siguranță. Și avem prețurile pentru tot sezon cu plătările, avem un avantaj. Noi, strategia noastră la Nitur, asta era. Dar afară de asta, bineînțeles că noi, anul acesta, avem o strategie care sunt ghize, care acum avem cu aproape pentru sezonul de vară la Antalya, sunt angajat 35 de ghizi, aproape 35 de ghizi, care este vorbitor din română și limba turcă, pe amândouă. Și noi am ales cu tot să trebuie să fie cu profesionali, adică înainte era cu experiență despre cu ghiz, cu Antalya, cu asta. Și asta e un al doilea avantaj. Al treilea avantaj, bineînțeles că acum prețurile cu pachet, tot. Cum au vorbit și colegii mei cu pentru familiar, cu așa, noi am făcut pachetele pentru cu 2+2, 2+3. Acum, ultima 4 ani, 5 ani, asta la România, foarte mult copii se rolă, familiile că mai multe copii face înainte, cum era la Turcia, 3, 4, 5 copii, acum la România, 2, 3, 4, 5 copii și noi am făcut pachetele pentru asta. De exemplu, avem un hotel, chiar înainte de organizare, a sunat din un agenție din Suceava, a zis că aici vezi cu cameră standard, 42 de metri pătrat, dar aici scrie, pot să mă duc cu 3+1, adică un copil de 13 ani și un copil, cum se poate, așa e foarte bun preț. Noi, asta era cu strategia. Și o familie de 3+1, adică 4 persoane, să gândim așa, gândesc că un pachet, toate 7 zile, cu așa, 1200 de euro, e foarte bun pentru o familie cu o săptămână, ori în ultra, ori în curiziv sisteme. Asta e un avantaj. Și noi strategia mai mult pe aceste lucruri. Afară de asta, cu echipa. Totdeauna asta am văzut. Echipa foarte importantă. Mie de grine este cu experiență de 4 ani. Nu, asta față cu 4 ani cu Cluj, cu Antalya, cu destinație, cu așa, relație, cu agenție. Mihaida Crăciun, care sunt general manager la București, are experiență de foarte mult ani, 10-15 ani. Și de spatele mai avem încă o pe lucrează pentru noi 20 de echipe nostru și acum și mai facem cu mai creștere asta. Și încă o chestie, România și toată lumea merge cu sistemele online. Noi facem acum dezvoltare cu online, foarte mult. Adică și social, cu media, cu restul și noi investim pe aceste lucrurile. Și pentru 2018 asta avem problemă. Adică să intrăm în piață, se cunoaște, noi nu venim să câștigăm cu oameni. Pentru primul an, asta este planul nostru. Dar planul de dezvoltare 2019-2020 avem și alte planurile care se dezvoltă. Sincer, noi acum am lăsat avionul, dar avem o aproape de 4 luni cu rezervarele și fiecare zi, cel puțin 20-30 de rezervare, adică pachete vine din toate din țară de la România. Asta înseamnă că suntem multă lume și are credere respectiv la noi și suntem chiar prețurile sau strategie merge bine.